het bouw ons Amin, mulțumim, mulțumim. În continuare, fratele Gabi Marușca va avea o poezie spre slava Domnului, apoi sora Sanda va avea un solo, iar după sora Sanda ascultăm un duet, fratele Nelu Mihuț, împreună cu David. Căci toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecat al lui Hristos, pentru ca fiecare să-și primească răsplată de apoi. Căci trebuie pe drept să-și ia răsplată cum a lucrat oricare dintre noi. Noi nu murim când inima încetează, lăsăm în urmă tot ce am scris și spus, dar tot ce dăm la cei ce ne urmează mereu dă rod. Când noi de mult ne-am dus. Avem copii și creștem după vrere, avem elevi și învățăm ce vrem, avem în grijă o turmă și veghere și întreaga lor răspundere avem, căci ei vor fi în lume și în viața vor îndruma. Noi îi îndreptăm spre război sau pace, rând după rând pe câți ne vor urma. Și abia atunci la marea judecată vedea vom toți uimiți cu adevărat cât a salvat o creștere curată, cât a ucis un suflet blestemat. O, voi mari răspunzători de gloate, părinți și îndrumători pentru urmași, voi veți purta răspunderile toate, voi creșteți sfinți sau creșteți ucigași. De aceea, pentru tot ce ne urmează, la marea judecată de apoi, cu ochi uimiți, oricare o să vadă cât rău sau bine a început cu noi. Amin.
184. Ascultă glasul ce te cheamă, predă-ți via Domnului. Ascultă glasul ce te-ndeamnă, să-i spui azi în cerului. Iisus Hristos te vrea, cu El slavă, ziua de mâine nu.
Așa cum am anunțat și de dimineață, săptămâna aceasta, dacă Dumnezeu va îngădui, în zona Houston va sosi fratele păstor Paul Negruț și fratele va fi împreună cu noi vineri, începând cu orele 7, va vesti cuvântul Domnului, apoi duminică va fi la ambele servicii împreună cu noi. Invitați prieteni, cunoscuți, frați, surori din alte părți. Am vorbit și cu fratele Nelu Știr și cu fratele Marius Măduță și i-am rugat pe amândoi să informeze frățietatea de faptul că sunt invitați cu toată dragostea să participe împreună cu noi aceste servicii divine împreună cu fratele Paul Negruț. Rugați-vă ca mesajele care vor fi aduse să atingă multe inimi și, dacă vor fi în adunare, suflete care încă nu-L cunosc pe Domnul Iisus, să fie cercetate în vederea mântuirii, în vederea salvării. Ne rugăm pentru aceste seri de evangelizare, de părtășie, în cuvânt, împreună cu fratele nostru, Paul Negruț. Lăudăm pe Domnul printr-o cântare, timp în care ne închinăm cu darurile de bunăvoie și pregătim inima pentru ascultarea cuvântului. Vrei tu să scapi de poveri și păcat prin elul divin ce-a fost răpus? Vrei tu să învingi răul ce te-a legat prin sfânt sânge al lui Iisus? E puterea sângelui vărsat, sânge sfânt și curat. E
puterea sângelui lăsat care spală a tău păcat. Vrei să fii liber de patim păcat prin Mielul divin ce-a fost răpus? Vin la Calvar și vei fi vindecat prin sfânt sânge al lui Iisus. E puterea sângelui vărsat, sânge sfânt și curat. E puterea sângelui vărsat care spală tău păcat. Vrei să fii har mai curat ca un crin prin Mielul divin ce-a fost răpus? Vrei să ai viață și harul divin în sfânt sânge al lui Iisus? E puterea sângelui vărsat, sânge sfânt și curat. E puterea sângelui vărsat care spală tău păcat. Amin. Vă rog frumos să deschideți Cuvântul Sfânt la cartea Neemia, cartea Neemia, capitolul 3. Și în această seară vom citi versetul 6. Cartea Neemia, capitolul 3, citim versetul 6. Suntem în seria de mesaje care privesc la porțile Ierusalimului din timpul lui Neemia. Și am văzut cum fiecare poartă are o simbolistică aparte. Fiecare poartă vorbește atât de frumos din punct de vedere spiritual și putem vedea Evanghelia Domnului Iisus în porțile Ierusalimului. Neemia, capitolul 3, cu versetul 6. Ioiada, fiul lui Paseah și Meșulam, fiul lui Besodia, au tres poarta cea veche. Au acoperit-o cu scânduri și au pus ușile, încuietorile și zăvoarele. Amin. Ocupăm locurile. Această serie de mesaje a avut ca și punct de plecare una din cele mai frumoase expresii din tor de spărturi. Fantastic. Dregător de spărturi. Cred că fiecare dintre noi ar trebui să fim în dreptul nostru și al casei noastre un astfel de dregător de spărturi. Ceea ce e stricat. A fost un astfel de dregător de spărturi. Nu doar că a fost dregător sau guvernator timp de 12 ani, însă Neemia a avut pe inimă această construcție, acest proiect de reconstrucție în Cuvântul lui Dumnezeu, în Vechiul Testament. Dacă ar fi să identificăm un alt dregător de spărturi, pe cine sau la cine v-ar fugi gândul? Moise. La cine mă refer? Întâi Împărați, capitolul 18. Hai să vedem un alt dregător de spărturi. Întâi Împărați 18, versetul 30. Ilie a zis atunci întregului popor: apropiați-vă de mine. Tot poporul s-a apropiat de el. Și Ilie a dres altarul Domnului, pietre după numărul semințiilor fiilor lui Iacov, căruia Domnul îi zisese: Israel, îți va fi numele, și a zidit, a construit, a ridicat cu pietrele acestea un altar în numele Domnului. Dregător
despărturi, să ridicăm altare, să construim, să reparăm, să dregem ceea ce e stricat, ceea ce nu mai merge, relații, situații. Ne cheamă Dumnezeu pe fiecare dintre noi să fim aceasta. El să ne înțelepțească, să vedem unde trebuie lucrat, unde trebuie zidit, unde trebuie reparat, unde trebuie ridicat, ce relații trebuiesc restabilite și rezidite. Dar haideți să revenim la pasajul din Neemia, capitolul 3. În seara aceasta vom privi la poarta cea veche. Poarta cea veche. În versetul 6 ni se spune că un număr frumos de bărbați, de oameni din Israel, de familii, au dres poarta cea veche. Am privit în urmă cu două duminici la poarta oilor, duminica trecută la poarta peștilor și în această duminică la poarta cea veche. Dumneavoastră știți foarte bine cât de importante erau în vremea aceea, în vremea Antichității, porțile unei cetăți. Extrem de importante. Nu doar pentru un rol defensiv, adică împiedicau intrarea inamicului, a dușmanului în cetate, dar din Vechiul Testament ne aducem aminte că porțile în vechime erau acele locuri unde se strângeau bătrânii cetății pentru sfat, pentru discuții. Bătrânii cetății, la porțile cetății, discutau evenimente, întâmplări, situații de interes public, de obște, comun. Mai mult, la porțile cetății, bătrânii cetății emiteau anumite judecăți, rezolvau anumite dispute, anumite conflicte. Porțile cetății erau locuri speciale în Antichitate, unde elita cetății se strângea pentru sfat, pentru discuții, pentru analiza unor situații, unor evenimente, pentru a rezolva anumite dispute, crize, situații de conflict și a emite anumite judecăți. În Iov, capitolul 29, Iov prezintă această realitate. Iov, la capitolul 29, sunt multe pasaje pe care le putem folosi. Iov 29, 7 la 10. Dacă ieșeam să mă duc la poarta cetății și dacă îmi pregăteam un scaun în piață, tinerii se trăgeau înapoi la apropierea mea. Bătrânii se sculau și stăteau în picioare. Mai mari își opreau cuvântările și își puneau mâna la gură. Glasul căpeteniilor tăcea și li se lipea limba de cerul gurii. Observați în aceste versete câte categorii sunt aici enumerate. Bătrânii, tinerii, mai mari cetății, căpeteniile. Porțile cetății aveau această funcțiune de a strânge lângă ele pe cei bătrâni, pe cei tineri, loc de discuții, loc în care erau analizate anumite aspecte, anumite situații, se rezolvau conflicte, dispute și se emiteau judecăți. Erau importante porțile cetății. Ierusalimul trebuia să aibă porți. Nu era cu putință ca cetatea sfântă, cetatea lui Dumnezeu, să n-aibă porți. Mai mult, porțile în vremea aceea și în mod special porțile Ierusalimului facilitau sau erau importante în facilitarea închinării la templu. Facilitarea închinării la templu. Psalmul
118, Psalmul 118, versetele 19 și 20. Deschideți-mi porțile neprihănirii ca să intru și să laud pe Domnul. Iată poarta Domnului, pe ea intră cei neprihăniți. Cei care mergeau la templu, cei care iubeau închinarea, cei care vreau să fie în prezența Domnului, intrau pe aceste porți. Foarte important că aceste porți să existe la Ierusalim. Și apoi avem aspectul profetic al porților, aspectul profetic al porților. Tot cartea psalmilor, psalmul 24. Și spune așa cuvântul. Psalmul 24, începând cu versetul 7. Porți, ridicați-vă capetele, ridicați-vă porți veșnice, ca să intre împăratul slavei. Cine este acest împărat al slavei? Domnul cel tare și puternic, Domnul cel vitează în lupte. Porți, ridicați-vă capetele, ridicați-le porți veșnice, ca să intre împăratul slavei. Cine este acest împărat al slavei? Domnul oștirilor, el este împăratul slavei. Aspectul profetic al porților. Trec 1000 de ani de la psalmul acesta 24 și prin porțile Ierusalimului cine intră în cetate? Împăratul slavei, Domnul Iisus Hristos, veche în această seară, despre niște lucruri deosebit de frumoase și deosebit de importante. Evanghelia Domnului Iisus, cuprinsă în porțile Ierusalimului. Mai întâi, poarta cea veche ne vorbește despre cărările vechi sau calea cea bună. Cărările vechi sau calea sau și calea cea bună. Nu tot ce este vechi, nu tot ce este vechi este lipsit de valoare. Nu tot ce este vechi trebuie să fie aruncat la gunoi. Nu tot ce este vechi este depășit. Adevărat? Gândiți-vă, Sfânta Scriptură, Biblia pe care noi o citim, Cuvântul lui Dumnezeu, are o vechime de 3500 de ani. Și cu toate că are o vechime de 3500 de ani, cuvântul acesta pare mai actual decât oricând. Nu tot ce-i vechi e depășit, nu tot ce-i vechi e lipsit de valoare și nu tot ce-i nou e bun sau de dorit. Poarta cea veche ne vorbește despre cărările vechi, despre calea cea bună. Ieremia, capitolul 6, cu versetul 16. Ieremia, capitolul 6, cu versetul 16. Ascultați cât de frumos vorbește aici Ieremia. Așa vorbește Domnul. Stați în drumuri, uitați-vă și întrebați care sunt cărările cele vechi, virgulă, care este calea cea bună? Cărările vechi, calea cea bună, umblați pe ea și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Dar ei răspund, ce răspund? Nu vrem să umblăm pe ele. Nu că nu știm, nu că nu le găsim, nu că n-am înțeles, nu vrem să umblăm pe ele. Uitați-vă, întrebați care sunt cărările cele vechi, care este calea cea
bună. Tot în Ieremia, capitolul 18, versetele 15 și 16. Ieremia: poporul meu m-a uitat, a părăsit vechile cărări și a apucat pe cărări și drumuri nebătute, neumblate, făcând astfel din țara lor o pustietate, o veșnică batjocură. Poarta cea veche, dragii mei, ne vorbește despre, și aici fiecare dintre noi ne aducem aminte de cuvintele Domnului Iisus. Ioan, capitolul 14, cu versetul 6. Eu sunt calea, adevărul și viața. Nu spune Domnul Iisus, eu sunt o cale, eu sunt un adevăr, eu sunt o viață. Nu, nu, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Poarta cea veche ne vorbește despre cărările vechi, despre calea cea bună. Și calea cea bună este însuși Domnul Iisus. Este calea mântuirii, este calea salvării. Vă aduceți aminte? Lui Dumnezeu, calea, unica, singura cale care duce spre Dumnezeu, care duce în cer. Proverbe 16:25. Multe căi, îi se par bune omului, dar la urmă duc la moarte. Atenție pe ce căi umblăm. Atenție pe ce căi umblăm fiecare dintre noi. N-ar trebui să ne mire împăratul David atunci când exclamă aproape disperat în Psalmul 139, pe final, versetele 23 și 24: cercetează-mă, Dumnezeule, și cunoaște-mi inima, încearcă-mă și cunoaște-mi gândurile, vezi dacă sunt pe o cale rea. Doamne, dacă cumva sunt pe o cale rea, nu mă lăsa acolo, ci du-mă pe calea veșniciei. De aceea David a fost omul după inima lui Dumnezeu. Spuneam vineri, nimeni n-a captat inima lui Dumnezeu cum a captat-o David, nimeni. De aceea Dumnezeu îl numește omul după inima lui. David a știut să vină înaintea Domnului cu pocăință, cu smerenie, a știut să se cerceteze. Doamne, cercetează-mă! Doamne, cercetează-mă! Acum, ca să spui aceste cuvinte, ai nevoie de smerenie, ai nevoie de umilință. Recunoști că nu întotdeauna calea pe care ai apucat este calea cea bună, cărările vechi. Doamne, cercetează-mă! Și dacă cumva sunt pe o cale rea, Doamne, nu mă lăsa acolo! Nu mă lăsa acolo! Doamne, pune-mă, du-mă pe calea veșniciei. Ieremia 6:16. Revenim la Ieremia 6:16. Umblați pe ea și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Unde ați mai auzit dumneavoastră aceste cuvinte? Odihnă pentru sufletele voastre. Veniți la mine, voi toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da odihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, că jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară, și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Cuvintele Domnului Iisus. El e calea și El oferă odihnă pentru suflet. Sufletul omului are nevoie de odihnă. Atunci când Domnul Iisus spune pilda bogatului care a rodit țarina, spune bogatul: știu ce am să fac.
am să stric hambarele care le am. Le voi strica, sunt prea mici. Și am să fac unele mai mari. Și acolo am să strâng toată recolta asta belșugată, tot ce am eu. Și apoi voi spune sufletului meu ce? Suflete, odihnește-te. Mănâncă, bea și veselește-te. Un singur lucru a ochit, un singur lucru a avut el dreptate în legătură cu sufletul, odihnă. Au nevoie sufletele noastre de odihnă. În epistola către evrei ne spune că am intrat într-o odihnă ca și odihna zilei de sabat. Să ne grăbim, spune autorul epistolei, să ne grăbim să intrăm în odihna Lui. Veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Poarta cea veche vorbește mai întâi despre cărările vechi, calea cea bună. 2. Poarta cea veche vorbește despre credința veche. Credința veche. Iuda, versetul 3. M-am văzut silit să vă scriu ca să vă îndemn să luptați pentru credința care a fost dată sfinților odată pentru totdeauna. M-am văzut obligat să las orice altceva ce am avut de gând să vă spun, să vă transmit și să vă provoc să luptați pentru credința care a fost dată sfinților odată pentru totdeauna. Credința pe care au avut-o sfinții din Vechiul Testament, credința pe care a avut-o Avram, Roman capitolul 4, ascultați, credința pe care a avut-o Avram, credința sfinților, Roman capitolul 4, versetele 18 la 22, nădăjduind împotriva oricărei nădejdi, el a crezut. Și astfel a ajuns tatăl multor neamuri, după cum i se spusese, așa va fi sămânța ta. Și fiindcă n-a fost slab în credință, dacă n-a fost slab, cum a fost în credință? Tare! Și fiindcă n-a fost slab în credință, el nu s-a uitat la trupul său care era îmbătrânit, avea aproape 100 de ani, nici la faptul că Sara nu mai putea să aibă copii. El nu s-a înduit de făgăduința lui Dumnezeu prin necredință, ci întărit prin credința lui, a dat slavă lui Dumnezeu, de plin încredințat că el ce făgăduiește poate să și împlinească. De aceea, credința aceasta i-a fost socotită ca neprihănire, îndreptățire, dreptate înaintea lui Dumnezeu. Poarta cea veche ne aduce aminte de faptul că există o singură credință, o singură credință. Credința mântuitoare, credința care te justifică, credința care te îndreaptă înaintea lui Dumnezeu este credința care a avut-o Avram. E credința sfinților. Și Iuda spune, m-am văzut silit să vă scriu aceste lucruri. Au apărut în vremea aceea o grămadă de alte idei și alte căi și alte modalități de a ajunge la Dumnezeu. Și Iuda spune, nu, e o singură credință. E credința sfinților. Credința care a fost dată sfinților odată și pentru totdeauna. Credința veche. De aceea spuneam că nu tot ce este vechi este lipsit de valoare. Nu tot ce este vechi trebuie să fie aruncat.
veche. Iacov 2:23. Astfel s-a împlinit Scriptura care zice: Avram a crezut pe Dumnezeu și i s-a socotit ca și neprihănire. Și el a fost numit cum? Cum a fost numit? Prietenul lui Dumnezeu. Prietenul lui Dumnezeu. Și a mai fost numit și tatăl tuturor credincioșilor. Credința lui Avram, credința sfinților care sunt enumerați în Evrei, capitolul 11. Priviți la șirul acela impresionant de sfinți din Vechiul Testament, oameni care au avut credința adevărată, credința reală, credința mântuitoare, credința salvatoare. Poarta veche ne vorbește despre credința veche. Au avut-o sfinții din Vechiul Testament și aceeași credință o avem și noi astăzi. E aceeași credință. Prin aceeași credință și noi suntem socotiți, neprihăniți, justificați, îndreptățiți. Credința veche. Americanii au o cântare, o cântă mai mult copiii, dar mi-am adus aminte de această cântare. Give me that old time religion. Give me that old time religion. Give me that old time religion. It's good enough for me. E bună, e suficient de bună, e cea mai bună. Credința dată sfinților odată și pentru totdeauna. Tot în Iuda, versetul 20. Dar voi, prea iubiților, zidiți-vă sufletește pe credința voastră prea sfântă. Zidiți-vă sufletește pe credința voastră prea sfântă. Poarta veche ne vorbește despre căile vechi, calea cea bună. Și am văzut că Domnul Iisus este singura, unica cale spre Dumnezeu. Apoi, credința veche sau credința dată sfinților odată și pentru totdeauna. Dar ne vorbește și despre ceva nou. Trebuie să vorbească și despre ceva nou. Poarta veche vorbește despre creația nouă în Hristos Domnul. Creația nouă în Hristos Domnul. 2 Corinteni 5:17. Dacă este cineva în Hristos, este o făptură, creație, zidire nouă. Cele vechi s-au dus, care este în Domnul Iisus Hristos. În Efeseni capitolul 4 vedem această făptură nouă, această creație nouă sau omul nou, cum îl numește Apostolul Pavel. Efeseni capitolul 4, de la 20 la 24. Efeseni 4, 20 la 24. Dar voi n-ați învățat așa pe Hristos, dacă cel puțin l-ați ascultat, ci dacă potrivit adevărului care este în Iisus ați fost învățați. Cu privire la felul vostru de viață din trecut, să vă dezbrăcați de omul cel vechi care se strică după poftele înșelătoare și să vă noiți în duhul minții voastre și să vă îmbrăcați în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire și sfințenie pe care o dă adevăr omul cel nou. Aduceți aminte atunci când Dumnezeu l-a creat pe om? Cum a spus Dumnezeu? Ce a spus Dumnezeu? Să facem om după chipul și asemănarea noastră. Să aibă omul intelect, să aibă sentiment, să aibă voință, să aibă moralitate, să aibă potențialul de a ajunge la sfințenie, potențialul unei vieți neprihănite.
după chipul și asemănarea noastră. Ce-a făcut păcatul? Păcatul a pângărit, păcatul a pervertit, păcatul a profanat chipul lui Dumnezeu în noi. Dar spune Apostolul Pavel, omul nou în Hristos, la fel ca omul vechi, la fel ca Adam, la fel ca primul om, la fel ca omul original, omul nou în Hristos și el este făcut după chipul lui Dumnezeu. Să vă îmbrăcați în omul cel nou făcut după chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire și sfințenie pe care o dă adevărul. Și acum urmează, tot în continuarea acestui capitol, urmează felul de comportament a omului nou. Cum se comportă făptura nouă în Hristos? Dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cum se comportă această făptură nouă? De aceea, lăsați-vă de minciună. Fiecare din voi să spună aproapelui său adevărul, pentru că suntem mădulare unii altora. Mâniați-vă și nu păcătuiți, să n-apună soarele peste mânia voastră, să nu dați prilej diavolului. Cine fura să nu mai fure, ci mai degrabă să lucreze cu mâinile lui la ceva bun, ca să aibă ce să dea celui lipsit. Niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură, ci unul bun pentru zidire, după cum e nevoie, ca să dea har celor ce-l aud. Să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării. Orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții, miloși și iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos. Ăsta-i omul nou, asta-i făptura nouă, creația nouă, zidirea nouă, care este în Domnul Iisus. Poarta cea veche ne vorbește și despre lucruri noi, creația nouă care este în Domnul Iisus. Noi suntem o creație nouă în Hristos Domnul. Dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus. Iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Toată lumea îl cunoștea pe Vasile. Toată lumea. E prăbușit în șanț, beat mort. Fie că ploua, fie că ningea, era beat în șanț. Toți l-au cunoscut. Toți au știut de el. Un adevărat tartor pentru cei din casa lui. Își bătea soția, își bătea copiii. Un om de nimic. Un om pe care alcoolul l-a distrus. Însă într-o zi, Vasile aude Evanghelia. Cuvântul lui Dumnezeu îi străpunge inima. Duhul Sfânt îl schimbă, îl transformă. Și omul acesta, alcoolicul acesta, bețivanul acesta, brut aceasta, se pocăiește. Acum, te-ai fi așteptat ca cei cu care lucra, colegii de la cooperativă, să-l felicite, să îl susțină în drumul nou pe care el a pornit. Din contră, au început să-și bată joc de el. Băi, Vasile, am auzit că te-ai pocăit, mă. Da, așa este, m-am pocăit. Bă, Vasile, tu chiar nu mai bei? Nu mai beau. De când m-am pocăit, de când m-am întors la Dumnezeu, n-am mai pus un strop de alcool pe buze. Măi, chiar așa să fie. Tu citești Biblia? Da, citesc Biblia în fiecare zi. E cuvântul lui Dumnezeu. Și tu n-ai ajuns acolo unde spune că Iisus a schimbat apa în vin la nunta din Cana? Păi dacă el a schimbat apa în vin, nu înseamnă că
poți să bei în continuare? Și omul acesta, așa cu înțelepciunea pe care i-a dat-o Dumnezeu în momentul acela, i-a răspuns colegului și i-a spus: eu vreau să spun despre o minune mai mare pe care a făcut-o Dumnezeu cu mine și cu casa mea. Tu vorbești de faptul că Iisus Hristos a schimbat apa în viața mea, a schimbat vinul în mâncare și haine pentru copiii mei. Nu le-am mai cumpărat copiilor mei haine și încălțăminte de ani de zile. Nici nu m-a interesat dacă au. Dumnezeu a schimbat, a transformat alcoolul din viața mea în haine și încălțăminte și mâncare pentru copiii mei. Și în rechizite școlare și în jucării. Copiii mei n-au avut jucării. Dumnezeu a schimbat alcoolul și relația mea cu soția mea, e o relație bună acum. Și îmi pare rău de anii în care am fost o brută pentru ea. Dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus. Iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Poarta cea veche ne vorbește despre calea cea bună. Cărările vechi le numește Ieremia, dar are acea viziune să spună și calea cea bună. Și calea cea bună este Domnul Iisus. El este calea unica, singura cale spre Dumnezeu. Să mergem pe această cale, să umblăm pe această cale. Și dacă e nevoie să strigăm și noi ca David: Doamne, cercetează-mă și cunoaște-mi inima, Doamne, cercetează-mă și cunoaște-mi gândurile, vezi dacă sunt pe o cale rea și pune-mă pe calea veșniciei, să strigăm și noi. Că avem numai de câștigat. Să fim siguri pe ce cale ne aflăm. Porțile sau poarta cea veche ne vorbește și despre credința veche. Credința dată sfinților odată și pentru totdeauna. Credința lui Avraam. El a crezut și credința aceasta i-a fost socotită neprihănire, justificare, îndreptățire. Credem și noi în Domnul Iisus. Credem în Cel care l-a înviat pe Domnul Iisus din morți. Și credința noastră este socotită justificare, îndreptățire. Credința preasfântă, să ne zidim pe această credință preasfântă. Și apoi să avem mare grijă că noi, în Hristos, suntem făpturi noi. Vechiul s-a dus, făpturi noi, să trăim ca o făptură nouă, să vorbim ca o făptură nouă, să ne manifestăm ca o făptură nouă. O, și în viața noastră a făcut mari transformări calitative Dumnezeu. Poate n-a schimbat alcoolul în altceva, dar a făcut Dumnezeu transformări mari și în viețile noastre. Și suntem mulțumitori pentru aceasta. Și suntem mulțumitori pentru aceasta. Dragii mei, să trăim ca oameni noi, să trăim ca făpturi noi, să-L mărturisim pe Domnul Iisus, să fim lumini și sare în lumea în care El ne-a lăsat. Numele Domnului să fie slăvit de fiecare dintre noi. Amin. Amin. Ne ridicăm cu toții în picioare și venim înaintea Domnului cu mulțumire acum la sfârșitul acestei zile. O zi bogată. De dimineață ne-am apropiat cu toții de masa Domnului și a fost un timp de părtășie binecuvântat și îi mulțumim și pentru aceasta. Și închinarea frumoasă din după masa aceasta, cântările care au fost și poezii, au fost și meditații, cuvântul lui Dumnezeu care din nou ne-a vorbit atât de frumos din porțile acestea ale Ierusalimului și aplicații spirituale la fiecare dintre noi. Ne credințăm în brațul Domnului pentru săptămâna în care intrăm. Îl rugăm pe El să ne binecuvinteze și în serviciile pe care le vom avea împreună cu fratele Paul Negruț. Ne rugăm ca Dumnezeu să se folosească de fratele Paul într-un mod cu totul și cu totul deosebit.
ne cerceteze pe noi, ne apropiem noi mai mult de Dumnezeu și dacă sunt suflete care încă nu-L cunosc pe Domnul Iisus, să fie cercetate în vederea mântuirii, în vederea salvării. Toate acestea le aducem prin rugăciune înaintea Domnului în această seară. Și cu voce tare îl voi ruga pe fratele, pe fratele George Saran să încheie cu rugăciune. Da, Doamne. Da, Doamne. Și harul Domnului nostru Iisus Hristos, iubirea Tatălui din cerul și părtășia Duhului Sfânt să fie și să rămână cu fiecare dintre noi astăzi și în veci de veci. Amin. Aș vrea să încheiem cu câteva strofe dintr-o cântare, iar după terminarea serviciului rog surorile care cântă în grupul surorilor să rămână pentru o scurtă repetiție. Dacă vreau să văd țara Domnul meu, în cale-mi va durate, calea crucii lui să-i acapel meu, fără murmur mai alte mers. Spre cer te drumeșeam, spre Yeah, cool.